pompier din București. Calea Moșelor. E izolat și uitați-vă ce praf face. Dar dacă n-avea pânza asta, vă dați seama cât praf bagă în oraș. Și praful ăsta ne intră în plămâni. Ia uitați-vă ce întuneric între blocuri. Mi se bagă în plămâni și duce la complicații pentru cei care au boli deja sau la apariția unor boli respiratorii pentru alții. Și-i plin orașul cu astfel de șantiere neizolate, poluante. Da, se vede praful, norul cum zboară spre plămânii voștri. Avem două boară, aici cred că e sectorul 2 sau 3. E clar că gunoiul acela nu trebuie aruncat de sus în felul ăsta și vânturat. Dar cine să le ceară asta? Garda de mediu NEMA e ocupată, controlată politic. Poliția are altă grijă să mă hărțuiască pe mine, căci că nu sunt îmbrăcat adecvat, etc. etc. România condamnată la sufocare.